Bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanța mass media. Astăzi, Ministerul Sănătății, de comun cu Comisia Parlamentară Protecție Socială, Sănătate și Familie și cu Organizația Mondială a Sănătății, organizează evenimentul public consacrat marcării Zilei Mondiale fără Tutun, care a fost celebrată la data de 31 mai anual. Acest subiect, subiectul controlului tutunului, este de relevanță majoră pentru Republica Moldova, atât sub aspectul de domeniu general, cât și tematica campaniei din anul curent, Ziua Mondială fără Tutun, ediția 2023, fiind marcată sub slogan „Avem nevoie de alimente, nu de tutun”. Astăzi, când nu există nicio controversă în privința consecințelor devastatoare a fumatului asupra sănătății, dar și a mediului înconjurător, mediului social și economic, numărul consumatorilor de tutun în Republica Moldova rămâne încă prea mare. Potrivit studiului recent realizat în țara noastră, care a examinat prevalența factorilor de risc pentru bolile netransmisibile, mă refer la studiul STEPS, ediția anului 2021, 3 din 10 moldoveni de vârstă adultă, circa 30%, se declară fumători actuali. Și mai mult de un sfert, peste 26% consumă zilnic produsele din tutun. În Republica Moldova se estimează că peste 6.000 de persoane decedează în fiecare an din cauza consumului de tutun. Trebuie să conștientizăm că acestea sunt 6.000 de decese care pot fi prevenite. În ultimii ani, marea îngrijorare este determinată de creșterea folosirii produselor din tutun încălzit și a țigărilor electronice printre adolescenți. Deja în anul 2019, conform datelor studiului realizat în Moldova, peste 16% dintre tineri de vârsta 13-15 ani foloseau produse din tutun, inclusiv produse din tutun încălzit. Conform acelui studiu, aproape 13% dintre adolescenți foloseau țigări electronice. Tendințele cu înregistrarea creșterii consumului de tutun în rândul tinerilor sunt foarte alarmante și pun în pericol sănătatea generațiilor prezente și viitoare de moldoveni. Republica Moldova, țara unde eforturile statului de control a tutunului au fost constant subminate de industria tutunului, a devenit o piață de desfacere perfectă pentru profitul industriei tutunului. Acest lucru trebuie să se schimbe într-o țară care din anul 2009 este parte a Convenției cadru de control a tutunului a Organizației Mondiale a Sănătății, o țară cu perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană, o Moldova europeană care asigură dreptul la viață și la sănătate pentru toți cetățenii. Vreau să vă aduc la cunoștință că în acest sens, în martie anului curent, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul Național privind prevenirea și controlul bolilor netransmisibile, iar influențarea comportamentelor legate de consumul tutunului fiind o prioritate cheie al acestui program. Este nevoie să ne consolidăm eforturile și colaborarea efectivă dintre toate sectoarele guvernamentale implicate pentru a ne îndeplini angajamentul de a reduce consumul de tutun în rândul adolescenților și în rândul adulților, țintele stabilite fiind de 13% și 27% respectiv către anul 2027. Intervențiile propuse în program includ măsuri de prevenire a inițierii consumului produselor din tutun, precum și un șir de măsuri în sprijinul fumătorilor pentru renunțarea la fumat, acordând o atenție deosebită populației țintă care sunt tinerii. Este bine cunoscut că cadrul legal clar și cuprinzător este cel mai eficient instrument pentru a limita efectele devastatoare a tutunului. Apariția de noi produse din tutun și inovarea continuă a operatorilor din acest domeniu reprezintă o amenințare reală care poate scăpa de interdicțiile prevăzute de legile antitutun.
Este absolut critic ca legislația națională să țină pasul cu gama în continuă schimbare a produselor din tutun și să includă adaptări suplimentare necesare. În acest sens, vreau să menționez modificările recente care au fost aduse cadrul legal adoptate de Parlamentul Republicii Moldova în anul curent. Astfel, legea care a fost aprobată în 23 include un șir de prevederi care se referă la trei arii majore. Prima fiind aplicarea graduală a prevederilor protocolului privind eliminarea comerțului ilicit cu produsele din tutun, la care Republica Moldova a aderat în anul 2022, și acestea includ instituirea registrului de stat al echipamentelor de fabricare a produselor din tutun, reglementări noi privind vămuirea pe teritoriul Republicii a produselor din tutun și a celor conexe, precum și instituirea unui sistem național de trasabilitate. La fel, un șir de prevederi noi au fost aprobate privind ambalarea produselor conexe, cu plasarea de avertismente pe țigarete electronice, dar și cartușe și flacoane de reumplere. În acest sens, Republica Moldova a transpus directiva delegată a Comisiei în ceea ce privește retragerea anumitor exceptări care vizează produsele de tutun încălzit. Astfel, din anul 2026, toate produsele din tutun, inclusiv țigaretele electronice și produsele conexe, vor include obligator avertismente combinate de sănătate. Și la fel, o prevedere foarte importantă aprobată în anul 23 se referă la protecție împotriva expunerii la fumul de tutun, astfel interdicțiile de a fuma, pentru fumat, pentru consumul produselor de tutun, au fost extinse asupra spațiilor de uz comun, ale blocurilor de locuit, ale căminilor și, precum și la balcoanele blocurilor de locuit. Vrem să aducem la cunoștința populației că respectiva prevedere intră în vigoare începând cu data de 1 iulie anul curent. Este important să menționăm și mecanismele de punere în aplicare a prevederilor legale. În acest sens, vă aducem la cunoștință că săptămâna trecută pe platforma Guvernului a fost întrunit Consiliul Național de Coordonare a Programului Național privind prevenirea și controlul bolilor netransmisibile și subiectele cheie care au fost puse în discuție Subiectele cheie care au fost puse în discuție în cadrul acestui Consiliu au vizat anume necesitatea creării unor mecanisme mai eficiente de aplicare a prevederilor legale în controlul tutunului. De comun cu parteneri am identificat lacunele existente privind stabilirea autorităților responsabile pentru monitorizarea spațiului online, precum și lipsa unor mecanisme clare de realizare a controlului și aplicare acestor restricții. Aceste limitări în cadrul normativ sunt folosite astăzi nestingherit de industria tutunului pentru a-și promova produsele și pentru a-și vinde produsele tinerilor care cad în capcana informațiilor false și tacticilor înșelătoare din partea producătorilor de tutun. La fel, Consiliul Național de Coordonare a decis că este oportun instituirea unui Consiliul în domeniul controlului tutunului la nivel de guvern, în calitate de mecanism național de coordonare, asigurând un puternic angajament politic pentru respectarea obligațiilor la Convenția Cadru a OMS privind controlul tutunului. În cel mai scurt timp, Ministerul Sănătății va veni cu această inițiativă către guvern. Alte decizii a Consiliului Național de Coordonare sunt axate pe acțiuni responsabile din partea Guvernului pentru promovare în mod consecvent a politicilor de control a tutunului și restricționarea activă a implicării industriei tutunului, și acestea pot fi consultate în hotărârea Consiliului Național de Coordonare. Totodată, este necesar să ne intensificăm acțiunile și în contextul parcursului european al Republicii Moldova, domeniul de control a tutunului fiind parte al acordului de asociere.
Este un angajament asumat de țara noastră în relație cu Uniunea Europeană și acțiunile guvernării în domeniul controlului tutunului se aliniază la directivele europene și contribuie la realizarea ambiției Republicii Moldova de a deveni o țară europeană, o țară liberă de tutun. În acest sens, raportul analitic al alinierii Moldovei la IQ-ul comunitar, prezentat de Comisie în luna februarie anului curent, a recunoscut progresele Republicii Moldova în preluarea normelor Uniunii Europene referitoare la fabricarea, vânzarea, publicitatea și promovarea articolelor de tutun. Totodată, în baza constatărilor din raport, au fost identificate acțiunile prioritare ce urmează a fi realizate în perioada imediat următoare, în vederea accelerării procesului de implementare. Revenind la tematica Zilei Mondiale fără tutun, care în anul 2023 subliniază legătura dintre cultivarea și producția de tutun și criza alimentară, menționăm că îndemnul pentru acțiuni din anul curent sună în felul următor: avem nevoie de alimente, nu de tutun. Campania are drept scop creșterea gradului de conștientizare privind impactul tutunului asupra sănătății, asupra mediului, dar și securității alimentare, de la cultivare, producere, distribuire și consum. Campania Zilei Mondiale fără tutun vine să încurajeze guvernele ca să pună capăt subvențiilor pentru cultivarea tutunului, să folosească resursele financiare pentru susținerea programelor de înlocuire a tutunului cu culturi agricole durabile pentru a îmbunătăți sănătatea alimentară a țărilor. În acest sens, Republica Moldova prezintă un exemplu pozitiv, având aprobat la nivel de lege interdicții pentru subvenționarea directă și indirectă, precum și acordarea de alocații din fondurile publice sau stimularea de către stat în alt mod al activităților legate de cultivarea și prelucrarea tutunului. Vrem să menționăm că orice cedare în acest sens, prin acceptarea solicitărilor de a extinde suportul din partea statului pentru cultivatorii din tutun, înaintate recent autorităților din sectorul agroalimentar, ar fi o retrogradare a țării noastre în lupta împotriva tutunului și ar avea impactul detrimental asupra sănătății populației. Într-adevăr, este important ca statul să ofere suportul fermierilor. Iar în cazul cultivatorilor de tutun, acest sprijin trebuie să fie direcționat pentru a stimula tranziția către culturi alimentare alternative. Anume, astfel de acțiuni vor contribui la fortificarea sănătății publice și la îmbunătățirea bunăstării cetățenilor noștri. La fel, vreau să menționez că lupta împotriva consumului de tutun necesită o voință politică puternică și un angajament continuu din partea factorilor de decizie. Apreciem înalt cooperarea cu comisiile parlamentare și rolul activ asumat de deputații în Parlament în acest domeniu. La fel, suntem recunoscători Organizației Mondiale a Sănătății, care, începând cu primul program național privind controlul tutunului și primele proiecte de lege privind controlul tutunului, a oferit constant suport în elaborarea și implementarea intervențiilor în acest domeniu. În concluzie, din partea autorităților de sănătate, ne reafirmăm angajamentul de a fi hotărâți și consecvenți în promovarea politicilor care să protejeze societatea din Republica Moldova de acțiunea nocivă a tutunului. Este esențial să colaborăm în mod constructiv pentru a aborda această problemă complexă și să identificăm soluții sustenabile în beneficiul sănătății populației. Vă încurajăm să ne unim eforturile și să construim o societate în care nu există loc pentru tutun, o societate care să se bucure de un viitor sănătos și prosper. Și în continuare evenimentului de astăzi, după cum am menționat, Ministerul Sănătății îl organizează de comun cu partenerii fideli, care ne sunt mereu alături, și acum vreau să invit pentru un discurs pe domnul președinte al Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, domnul Dan Pirciun.
Bună ziua tuturor, mersi foarte mult pentru ocazia de a participa la acest eveniment. Comisia Parlamentară întotdeauna a fost un susținător activ a măsurilor pentru a înăspri accesul la tutun și a reduce ponderea fumatului în Republica Moldova. Anul trecut, într-adevăr, au fost întreprins un șir de acțiuni care vin să realizeze acest deziderat, fie că ne referim la interzicerea aromelor pentru produsele din tutun încălzit începând cu anul 2026, fie că vorbim de aplicarea acelorași condiții și normative pentru alte produse decât țigarete atunci când vine vorba de etichetare din anul 2024, dar de principiu trebuie să recunoaștem că, din păcate, deși avem o legislație destul de bună, racordată în mare parte la normele europene, totuși stăm prost pe partea de implementare și aici este nevoie de un efort comun a tuturor instituțiilor statului, de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, care trebuie fortificată în acest sens, până la fisc, vamă, poliție, pentru că asta este o problemă comună. Totodată trebuie să recunoaștem că avem o problemă de contrabandă internă. Astăzi, din păcate, încă suntem într-o situație când, mergând la piața centrală, pot fi procurate produse din tutun la prețul de 12, 14, 16 lei, ceea ce este mult sub valoarea totală a accizelor care ar trebui să fie aplicate. Și asta este consecința inacțiunii mai multor instituții care pe parcursul anilor au ignorat această problemă. Noi urmează în următoarea perioadă să intervenim și aici în politica bugetară fiscală vreau să remarc că sunt câteva noutăți bune și câteva noutăți mai puțin bune asupra cărora trebuie să ne aplicăm în mod special. Dacă ne referim la creșterea accizelor în următorii ani, ceea ce propune Ministerul Finanțelor astăzi nu poate fi acceptat. Ministerul Finanțelor a propus o majorare de doar 7% în următorii 3 ani de zile, 7% 2024, 2025, 2026. Asta este sub creșterea salariilor mediu pe economie din ultimii ani și sub angajamentele asumate de noi prin acordul de asociere. În Parlamentul Republicii Moldova vom înainta amendamente în așa fel încât rata de majorare a accizelor să fie cel puțin dublă față de ceea ce propune Ministerul Finanțelor, ori prețul este principalul instrument de descurajare a consumului și aici trebuie să avem o poziție foarte fermă. În același timp, sunt două noutăți bune. Noi am constatat pe parcursul acestui an că mulți producători locali au stocuri enorme de timbre de acciz nevalorificate, care nu este clar unde se află. Vorbim de zeci de milioane de timbre care au fost procurate, dar care nu au fost aplicate și există o bănuială rezonabilă că ele s-au regăsit în piață, ca după aia să fie încleiate, plasate pe produse pe care nu s-au achitat de fapt accizul. Respectiv, politica bugetară fiscală propune aplicarea amenzilor în cazul în care se procură timbre de acciz și nu se valorifică, deci ele trebuie utilizate în același an de zile și restituite, ca să existe evidență clară și să nu avem situații când o companie care nici măcar nu-i clar dacă deține utilajul de producere a tutunului, procură milioane de timbre și după asta timbrele alea dispar. Deci asta este o noutate bună. În același timp, prin proiectul de lege care a fost deja înaintat și votat, de anul acesta vom avea licențierea echipamentelor din tutun. Până astăzi, statul Republica Moldova nu ținea evidența cine importă echipamente de produs țigări. Și respectiv ne puteam trezi cu fabrici clandestine oriunde pe teritoriul Republicii Moldova, fără ca să știm foarte clar, să avem o trasabilitate clar asigurată a acestui aspect. Și nu în ultimul rând, cred că cea mai bună noutate din perspectiva combaterii acestor țigări cu prețuri foarte mici pe piață, este că producătorii vor fi obligați să comercializeze produsele în decurs de 18 luni din momentul fabricării. Ori, astăzi avem, iarăși ziceam, dacă mergem la piața centrală, vedem produse formal din anul 2015-2016 cu 12-14 lei, când regimul de accizare era mult mai mic, și situația asta nu mai poate fi tolerată. Ori n-are niciun sens noi să majorăm accizele an de an, să introducem preț minim, dacă pe piață oricum se află produse de 7, 8, 9 ani vechime cu prețuri foarte mici. Deci eu cred că avem foarte mult de lucru. Din păcate, ultimele statistici nu arată încurajator. Este nevoie de o acțiune concertată și de implicarea mai multor instituții ale statului, nu doar a Ministerului Sănătății în această luptă, pentru că este o luptă comună.
și fac apel cu ocazia Zilei Internaționale de Combatere a Fumatului și la Ministerul Finanțelor și la Fisc și la Vamă să pună umărul alături de Ministerul Sănătății și să reușim cu toții să combatem și contrabanda internă cu produsul de tutun și să avem o politică coerentă care să asigure că acel cadru legal bun asupra căruia noi toți lucrăm este implementat și Republica Moldova devine o țară în care fumatul nu mai este o problemă și nu mai duce la pierderi de vieți omenești. Vă mulțumesc! Mulțumim mult domnului deputat Dan Perciun pentru acest suport care este absolut vital pentru promovarea politicilor de către Ministerul Sănătății, pentru că, după cum am menționat deja astăzi, anume cadrul legal este acel instrument care ne poate oferi protecția populației de acțiunea fumului de tutun. Și suntem absolut convinși că, având asemenea suport din partea Parlamentului, vom reuși să punem în implementare și în aplicare toate măsurile pe care le-am prevăzut și în programul național. La fel, în calitate de parteneri constanți pe acest domeniu, avem și Organizația Mondială a Sănătății și vreau să invit cu un discurs pe domnul Alexandru Voloc, care este coordonator de programe sănătate la biroul de țară al Organizației Mondiale a Sănătății din Republica Moldova. Bună ziua, stimați colegi, mulți reprezentați mass media. Mulțumesc mult pentru această posibilitate de a veni din partea biroului de țară a Organizației Mondiale a Sănătății și vă transmit salutările cordiale a reprezentantei acestei organizații și a tuturor colegilor care suntem permanent împreună cu Ministerul Sănătății și cu Comisia Parlamentară pe Protecție Socială, Sănătate și Familie, străduindu-ne să avansăm pe agenda combaterii consumului de tutun în Republica Moldova. La nivel global, tutunul într-adevăr afectează grav sănătatea oamenilor și este o epidemie, o pandemie, dacă vreți, a tutunului recunoscută ca una dintre cele mai mari amenințări pentru sănătatea publică cu care s-a confruntat vreodată omenirea, omorând anual peste 8 milioane de oameni în întreaga lume, dintre care 1,2 milioane sunt cei care sunt expuși la fumul de tutun sau fumătorii pasivi. Tutunul afectează și dezvoltarea durabilă a statelor. Potrivit unui studiu din 2018, costul economic total al fumatului, atât din cheltuielile pentru sănătate, cât și din pierderile de productivitate, este echivalent cu aproximativ 2% din produsul intern brut la nivel global. Cultivarea tutunului afectează și sănătatea fermierilor și a familiilor lor, dat fiind sloganul de anul acesta că avem nevoie de alimente, nu de tutun, este un indiciu sau un slogan ce ne cere să ne axăm asupra agriculturii sănătoase, asupra cultivării alimentelor și nu a cultivării tutunului. Afectează fermierii, unul din patru fermieri având boala tutunului verde sau o intoxicație cu nicotină. Boala este cauzată de nicotina absorbită prin piele, nu doar prin fumat. Și o astfel de intoxicație cu produsele tutunului la fermieri este echivalentă cu utilizarea 50 de țigări pe zi. Tutunul dăunează și mediului. Și anul acesta, ca de fapt de fiecare an, Ziua Internațională de Combatere a Tutunului, după ea urmează Ziua Internațională a Mediului. Și aceste două evenimente sunt legate foarte mult între ele, pentru că printr-un mediu mai sigur, mai sănătos, în care nu creștem tutun, putem să și mai mult să combatem bolile netransmisibile și riscurile care le duc la aceste boli și să îmbunătățim sănătatea populației în general. 200.000 de hectare la nivel global
sunt defrișate anual pentru a cultiva tutun. Nu dorim acest lucru în Moldova și salutăm aici, Organizația Mondială a Sănătății salută toate eforturile și le susține ale Ministerului Sănătății, a Guvernului Republicii Moldova, în general, în avansarea pe agenda combaterii tutunului și rezistența la încercările de a extinde cultivarea tutunului în Republica Moldova. Fiind partea Convenției Cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului și la protocol recent devenind partea protocolului privind eliminarea comerțului ilicit cu produsele din tutun, Republica Moldova continuă să consolideze cadrul legislativ, după cum au spus și antevorbitorii, și aici Organizația Mondială a Sănătății, Biroul de Țară, Biroul Regional și Secretariatul Convenției Cadru suntem toți alături pentru a susține eforturile Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Mulțumim tuturor celor care sunt implicați în această luptă împotriva consumului produselor din tutun și la fel cu ocazia evenimentului de astăzi vreau să aduc mulțumiri echipei din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătatea Publică care cu foarte mare dedicație realizează eforturi pentru a elabora, dar și a pune în aplicare acele politici pe care le promovăm la nivel național. Noi vă mulțumim pentru munca pe care o realizați și sperăm foarte mult ca eforturile și echipa vor fi consolidate pe viitor. Acestea sunt informațiile pe care am vrut să vi le relatăm în cadrul evenimentului. Dacă sunt întrebări, echipa este gata să le adreseze. Vă mulțumim pentru atenție!